Ești o persoană fermecătoare, radiezi un optimism infecțios și rezistibil. Te poți convinge pe tine însăți și pe cei din jurul tău că tot ceea ce se întâmplă este în cele din urmă spre bine. Ai mulți prieteni și cunoștințe, pentru că oamenii vor să comunice cu tine. Dacă ești interesată de subiectul discuției, o întreagă avalanșă de cuvinte o verși peste interlocutori, dar ceea ce spui este mai multă decât o simțire fără sens. Înțelegi foarte repede esența problemei, forțând ascultătorii să acorde atenție cuvintelor tale. Tu ai nevoie să transmiți celorlalți gândurile și ideile tale și, de obicei, faci acest lucru prin discurs. Limbajul tău, fie oral, fie scris, este extrem de individual, uneori atât de ironic sau voalat, încât este dificil pentru alții să înțeleagă semnificația ceea ce ai spus. Pe de altă parte, atunci când ești prea emoțională, alții sunt complet pierduți după atacul direct. Ar trebui să fii mai viclană și diplomată în abordarea ta față de viață. Tu nu ești doar elocventă, ci și atractivă. Uneori, peste fluxul de cuvinte, tu ignori faptul că publicul este deja hrănit cu tine. Dar, urmărind interesul uriaș al ascultătorilor, argumentezi în mod special inspirația și întârzierea îndelungată a atenției publicului. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: curtoazie, dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a găti. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și lipsa propriilor păreri. Ai o personalitate foarte strălucitoare și vizibilă, veselă și optimistă, ridicând spiritele prin simpla ta prezență. În acest sens, ai un efect extrem de benefic asupra oamenilor din jurul tău. Bineînțeles, o astfel de trăsătură nu poate decât să trezească interesul și simpatia altora, prin urmare, ai mulți prieteni și cunoscuți, vrei să vorbești și, dacă găsești un subiect interesant pentru conversație, arunci o întreagă mare de informații către interlocutorul tău, dar rareori este vorba de o prostie fără sens, ci de profunzime. Foarte repede, te aduni într-o nouă situație sau într-un subiect nou, profiți de tot ce se află în mișcare, astfel încât opinia ta este de obicei ascultată. Tu nu ești înclinată să faci compromisuri și până la urmă îți aperi punctul de vedere. Astfel, ești ușor de angajat în discuții și dezbateri. Adevărat, ești rareori inferioară subiectului dezbaterii. Dacă ești atinsă pe un subiect pe care îl stăpânești în profunzime, ai putea fi un adevărat tiran. Când ești într-o astfel de stare, orice argument va părea lipsită de sens pentru tine, deci este mai bine ca interlocutorul să aștepte până când te tărăcești. Ești sensibilă,
Ai o minte plină de viață și o limbă perfect acordată. Pentru a înfrunta în cele din urmă oponentul, folosești în mod voit farmecul natural. Singurul lucru care aduce respect pentru tine este un argument bine gândit și echilibrat, indiferent dacă ești de acord cu el sau nu. Oricine intenționează să se confrunte cu tine ar trebui să țină cont de acest fapt. Tu poți combina în tine însă spiritul, ironia și sarcasmul. Când ești iritată, cuvintele tale rănesc ca un pumnal, distrugând sentimentele oamenilor apropiați de tine. Tu chiar nu poți să ghicești puterea impactului tău asupra celor din jur, așa că uneori ar trebui să te uiți la modul în care cei care sunt lângă tine reacționează la acțiunile și declarațiile tale. Cel mai grav pentru tine este lipsa de atenție pentru persoana ta. Tăcerea și indiferența pot fi folosite ca o armă eficientă împotriva atacurilor tale, dar aceste arme trebuie folosite cu pricepere. Când manipulezi fără grijă, este ușor să provoci o izbucnire puternică de furie din partea celor care în mod evident nu sunt obișnuiți să-și controleze emoțiile. Tu nu tolerezi ignorarea pentru tine însăți, iar reacția ta la umilință va fi rapidă și dură. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești sinceră, sociabilă, transformatoare. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 3 iunie soarta ta? Ești foarte elocventă. Te-ai distins din copilărie prin sociabilitate și sete de comunicare. Este foarte important ca tu să transmiți interlocutorilor esența gândurilor pe care le-ai exprimat, să-ți dezvălui viziunea asupra anumitor lucruri, să împărtășești idei și gânduri. De regulă, pentru aceasta îți folosești elocvența născută. Deși, uneori nu recurgi la vorbire orală și compui mesaje scrise, este de remarcat faptul că ai o silabă unică. Limbajul tău este atât de individual încât nu poți fi confundată cu altcineva. Îți place să te joci cu textul, să trimiți mesaje voalate pe care un om simplu pe stradă nu le poate interpreta întotdeauna corect. Semnul zodiacal te face prea emoțională și uneori chiar dezechilibrată. Dorind să dovedești că ai dreptate, poți fi destul de dură în declarații și aceste lucruri respinge oamenii. Interlocutorii tăi pur și simplu nu înțeleg cum să răspundă corect. Astrele îți recomandă să fii mai șirată și mai creativă. Să cultivi în sine abilitățile de comunicare corectă cu oamenii, de a învăța să fii diplomată. Aceste lucruri te va ajuta la obținerea unui mare succes și obținerea cunoștințelor corecte în viață. Fiind extrem de vorbăreață și excitată, uneori poți fi atât de antrenată cu povestea ta încât nici măcar nu observi cum ascultătorii tăi și-au pierdut de mult interesul în poveste. Un sentiment de proporție și o abordare mai atentă a audienței nu vor interfera aici. Dar dacă ai observat un adevărat interes în ochii celorlalți, îți vei continua povestea cu multă inspirație. Ești foarte temperată și nu tolerezi compromisuri. Tu intri foarte ușor în diverse tipuri de discuții și dezbateri. O minte luminată și o natură dezvoltată te ajută la participarea cu ușurință la dialog și reacționezi în mod adecvat la atacurile adversarilor. Tu apreciezi mintea și educația, ai tunseți un intelect interesant, excelente abilități oratorice și farmec natural. În rândul oamenilor din jur, apreciez capacitatea de a prezenta în mod clar și convingător faptele. Tu poți chiar să respecti un adversar demn. Dragoste și compatibilitate. În dragoste, partenerul ideal trebuie să fie o persoană sociabilă, deschisă și ospitalieră, care nu are nimic împotriva multor prieteni și cunoștințe ale tale. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare.
Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Îți place să împărtășești cunoștințe cu ceilalți. Ai nevoie de ascultător și ești un vorbitor născut cu un stil de performanță pronunțat și ușor de recunoscut. Uneori ești prea simplă și tăioasă, mai ales când ceva te atinge. Se întâmplă ca oratoria ta să se transforme într-o vorbă simplă și nu observi că este timpul să-ți termini discursul, deoarece ascultătorii sunt obosiți și distrași. Tu strălucești în momente de inspirație, când mulțimea cu respirația tăiată îți prinde fiecare cuvânt. Rare ori faci compromisuri. Cel mai adesea, te lupți pentru corectitudinea ta. A te atrage într-o dezbatere este foarte ușor. Dar pentru a fi învinsă într-o dispută este foarte dificil. Dacă ești rănită poți arăta dreptă despot, egoistă și tiranică. Pentru a câștiga disputa îți folosești carisma. Cu toate acestea, tu nu suferi de lipsă de argumente în timp util sau de cuvinte frumoase. Dacă în dispute, oponenții tăi prezintă inteligență, inventivitate și se referă la argumente grele, vor primi imediat respect profund de la tine, chiar dacă argumentul însuși te determine să protestezi. Domeniile tale de activitate sunt știința, invenția, mass media, munca administrativă, sănătate și boli. Pentru tine este dificil de ajuns în fața medicului, totuși, ascult sfatul sensibil și, dacă vezi că ai nevoie într-adevăr de tratament, nu vei fi încăpățânată. Sănătatea cu toate acestea este foarte puternică. Cu examene anuale regulate, maladii minore sunt ușor de diagnosticat, aceasta este modalitatea de a evita complicațiile în viitor. Dintre tipurile posibile de activitate fizică îți sunt recomandate înotul și plimbările lungi din aerul proaspăt. Pentru a diversifica într-o oarecare măsură o dietă plictisitoare, este logic să te întorci mai des la experimente și la rarități culinare. Destinul și norocul. Universul te-a înzestrat cu multiple talente. Ești curioasă, dotată cu un magnetism special, cu care ai capacitatea de a subordona și influența pe alții. Dar ar trebui să eviți egoismul, aroganța și autoadmirația. Ai tendința să te risipești peste mărunțișuri, uneori răgâind de nemulțumirea ta. Ai talente artistice, dar uneori, muncești din greu pentru uzură, epuizând vitalitatea ta. Tu ai un caracter complex, în această privință nu există prieteni apropiați. Trebuie să fii mai prietenoasă, mai deschisă. Și apoi, având de talente naturale, abilități creative, vei putea crea multe pentru bucuria ta și a lumii. Sfaturi pentru tine. Trebuie să studiezi cu atenție cât de mult rănești cu cuvintele tale, sau să nu rănești din neglijență pe cei care îți sunt dragi. Nu fii prea încrezătoare. Nu poți ieși din orice situație prezentând argumente verbale. Controlează-ți temperamentul prea incisiv și permite celorlalți să aibă propriile păreri. Cuvintele pot răni. Arată mai multă înțelegere și compasiune. Ce cadouri ți se potrivesc?
tu tolereze mult mai ușor ca uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutimici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.